Printre alte activități pe care le-am desfășurat, au fost și cele legate de programul de energetică nucleară al României. Dacă nu greșesc cumva, cred că prin anii 1968-1970 am făcut studiile de fundamentare, în primul rând pentru programul de energetică nucleară și pentru, pe urmă, pentru investițiile auxiliare. Pentru programul de energetică nucleară am avut un colectiv format din profesorul dr. Purica Ionel, a murit săracul în 1990, din niște greșeli care s-au petrecut atunci, că altfel ar fi putut să mai trăiască, deși era destul de grav bolnav de inimă. Pe urmă mai era doctorul Alexandru Perinde, fizician, și inginerul Nae Andreescu. În programul de studii de fundamentare al programului de energetică nucleară, noi am recomandat să se meargă pe filiera americană, care însemna moderator apă ușoară, combustibil nuclear ușor, uraniu ușor îmbogățit, un circa 1,2% cu uraniu 235 și închiderea etanșă a reactorului energetic din unitatea de producere a energiei electrice, se afla reactorul, cu filtre HEPA pe care să se colecteze aerosolii radioactivi în cazul accidentelor maxime previzibile, care ar însemna întreruperea circuitului primar și imposibilitatea de a mai extrage energia termică ce provine din reacția de fisiune în lanț în zona activă a reactorului. A doua filieră pe care o recomandasem era filiera care de altfel s-a și adoptat, filiera canadiană, care are ca moderator apa grea și combustibil nuclear uranul natural, fără îmbogățire. Noi am recomandat prima filieră, pe care au adoptat-o și rușii, numai că ei n-au închidere etanșă a reactorului care să rețină aerosolii radioactivi în cazul accidentelor maxime previzibile, ca cel de la Cernobâl. Și atunci e prăpăt. Se contaminează zona, se iradiază populația, fauna, flora și vântul poartă elementele radioactive într-o parte într-alta. Filiera americană are însă această confinare a reactorului care face ca să nu se întâmple nimic. După ce am terminat studiul de fundamentare, am cerut expertizarea lui de către o misiune de experți din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena. Eu aveam relațiile cu agenția în perioada aceea, încă nu fusesem ales guvernator și vicepreședinte. Asta s-a întâmplat în 92-93, când nu mai se ținea cont de dosarul meu de cadre, care era destul de rău pentru regimul comunist. Și agenția a numit doi francezi să verifice studiul nostru de fundamentare pe directorul general al Centrului de Cercetări pentru Tehnologie Nucleare de la Cadarache, care e cel mai mare centru al francezilor pentru tehnologii nucleare, René Forge,
fratele fostului prim-ministru Edgar Faure. Al doilea era François Roussillon, pe atunci coordonatorul, director general, coordonator al reactorilor de cercetare de la toate centrele de cercetări nucleare ale Franței. Care ulterior a devenit director general al centrului să verifice studiul nostru de fundamentare pe directorul general al centrului de cercetări pentru tehnologie nucleare de la Cadarache, care e cel mai mare centru al francezilor pentru tehnologie nucleare, René Faure, fratele fostului prim-ministru Edgar Faure. Al doilea era François Roussillon, pe atunci coordonatorul, director general, coordonator al reactorilor de cercetare de la toate centrele de cercetări nucleare ale Franței. Care ulterior a devenit director general al centrului pentru armament nuclear, de cercetări și dezvoltare de tehnologie pentru armament nuclear, care este într-o localitate care se cheamă La Bruyère. Pe urmă, am mai fost în grupul ăsta de misiunea asta de experți, directorul general al centrului de la Jülich de tehnologie nucleare al Germaniei. Nu mai mi-a duc aminte cum îl chema, era profesor, specialist în domeniul nuclear, care în același timp era și consilier la Siemens, dar care a fost omorât de niște teroriști. Al patrulea era un specialist englez, nu-i mai rețin numele, pe francezi, al francezilor îl rețin pentru că am lucrat cu ei, eu am lucrat și la Comisariatul Francez pentru Energie Atomică, dar am lucrat și la Cadarache, la centru unde era René Faure, director general. Cadarache este de la Marseille, de la Marsilia, spre Aix-en-Provence și mai departe, vreo 15 km, deci aproximativ 40 de km de Marseille. Specialistul britanic lucra la cel mai mare centru nuclear al englezilor, centrul de la Harwell, în apropiere de Oxford. Și a mai fost și un egiptean, nu știu cum îl cheamă. Cred că ăla fusese impus de către El Baradei, care era pe vremea aceea directorul relațiilor internaționale ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și după Hans Blix a devenit el director general și a luat și premiul Nobel pentru Pace, El Baradei. Concluzia misiunii de experți a fost aceeași pe care am propus-o noi. Adică să mergem pe filiera americană, uranul ușor îmbogățit, combustibilul și moderator, apa ușoară în circuitul primar și în circuitul secundar, apa de răcire, tot apă din Dunăre. Motivarea era următoarea. Cu puțin timp înainte, începuseră construcția două fabrici de îmbogățire a uraniului după noua tehnologie pusă la punct de nemți, numită ultracentrifugare. Și apreciam că începând din 1976 sau 77, așa ceva,
va fi un excedent de uraniu ușor îmbogățit, de elemente combustibile din uraniu, ușor îmbogățit pe piață pentru programele de energetică nucleară. Ceaușescu însă n-a acceptat punctul nostru de vedere și nici punctul de vedere al misiunii de experți, considerând că dacă vom fi obligați să cumpărăm uraniu, elemente combustibile din uraniu ușor îmbogățit și să nu le fabricăm noi pe cele din uraniu natural în România, România va avea o independență, o dependență economică. Chiar așa scrie, am rezoluția lui pe studiul nostru de fundamentare. Lucru care era inexact. Și de ce inexact? Pentru că ori foloseai uraniu natural, ca elemente combustibile din uraniu natural, ori foloseai elemente combustibile din uraniu ușor îmbogățit, tot trebuia să te supui controlului Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Deci, n-avea nici rost acest lucru. Nu știu cine i-o fi recomandat să scrie așa ceva, dar nu era nicio motivație serioasă. Era însă un avantaj pentru România, pentru că filiera americană era ultra verificată în funcțiune. Pe când filiera cu uraniu natural și apă grea era foarte puțin verificată și dovada a fost că tuburile de forță de la reactor au fisurat. Iar România, acceptând această filieră, implicit a contribuit la dezvoltarea tehnologică a ei. Chiar dacă a cumpărat licență. Înțelegeți? Da. Asta a fost de altfel și explicația pe care am dat-o noi pe urmă. Și asta o dădea și misiunea de experți. În sfârșit s-a încheiat această treabă, am adoptat filiera canadiană. Mi se pare că pe filiera canadiană erau, până la data aceea, era o putere instalată de circa 15.000 de megawați electrici. Pe când pe filiera americană erau peste 150.000 de megawați electrici. Deci era perfect verificat, mai mult decât atât. Avusese loc, mi se pare, sau după aceea, a avut loc un accident de tip Chernobyl la o centrală nucleară americană de la Three Mile Island, insula celor 3 mile. Și combustibilul nuclear, datorită funcționării continui, fără moderator care să încetinească reacția de fisiune în lanț, toate elementele combustibile s-au transformat în aerosol, praf radioactiv, aerosol, și au fost colectate pe filtrele HEPA, din cele care le fac și eu în momentul de față, din incinta etaj a reactorului unității respective energetice. Și n-a pățit nimeni nimic. N-a fost niciun om iradiat, n-a scăpat niciun fel de substanță radioactivă în mediu, ca să contamineze mediul, să iradieze fauna, flora și populația. Nu s-a întâmplat nimic. În continuare, am făcut studiile de fundamentare pentru uzina de apă grea, mai precis, pilotul de apă grea care s-a făcut la Govora, uzina G. Era cifrate, codificate toate treburile, se erau. Pilotul acesta a fost realizat sub conducerea, studiul de fundamentare s-a făcut sub
Condușirea mea, dar pilotul s-a uzina pilot cu o capacitate de o tonă apă grea pe an, s-a făcut la Govora și de această problemă s-a ocupat inginerul Marius Perculea, care în momentul de față este academician.